La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților Orientali. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 24 de grade. Mâine, vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic accentuat în orele amiezii în cea mai mare parte a țării, indicele temperatură umezeală urmând a depăși pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, chiar mai mult senin în sud și sud-est, vântul va sufla slab și moderat, iar fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala doar pe spații mici, cu o probabilitate mai mare în centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri în cultura neirigată de porumb se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime pe aproape întreg teritoriul agricol. Conținutul de apă din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în Dobrogea, estul și local sud-estul Munteniei, izolat în sud-estul Moldovei. Sub aspect fenologic, orzul și grâul de toamnă semănate în epoca optimă vor parcurge maturitatea în lapte și ceară, precum și maturitatea deplină și recoltarea. În culturile întârziate fenologic se va definitiva faza de înflorire, continuându-se totodată maturitatea în lapte și ceară. La floarea soarelui se vor continua creșterea aparatului vegetativ și înflorirea în cea mai mare parte a regiunilor. În funcție de data semănatului, porumbul va parcurge înfrunzirea pe majoritatea suprafețelor agricole, precum și apariția paniculului la hibrizii extratimpurii și timpurii. În cea mai mare parte a plantațiilor, pomii fructiferi se vor afla în fazele de creștere, dezvoltare a fructelor și înfrunzire. Totodată, la soiurile timpurii de cireș, vișin și cais se va continua recoltarea. În toate podgoriile, vița de vie va parcurge înfrunzirea și înflorirea, iar soiurile timpurii de masă, creșterea și dezvoltarea intensă a boabelor. În zilele fără precipitații, lucrările agricole în câmp se vor desfășura pe ansamblu în condiții bune. Continuarea efectuării tratamentelor fitosanitare la speciile de câmp, precum și în plantațiile pomviticole. Combaterea buruienilor prin erbicidări la culturile prășitoare. Recoltarea, transportul și depozitarea culturilor de toamnă și fructelor de sezon.